Salutare, Sampiști, și bine v-am regăsit la un nou episod. Cred că ați înțeles cu ce facem episod, cred că nu era o surpriză, da? Da, bineînțeles, mă, că facem cu Samp aici, pentru că sunteți forță și iar am strâns mâncațe și sufletul tău, 750 de like-uri la episodul trecut, așa că băgăm forță aici episod și... poate vă este ceva ciudat acolo în titlu sau ceva, bă, da... Am făcut un episod de genul când aveam mai puțin abonați, să zic, acum vreo 3 ani de zile și chiar sunt curios să văd de pe ce comunitate mă urmărești. Acum, data trecută știu, stai așa, să mergem 2 secunde pe jos, să mergem jos frumos, stai așa, hai coborăm aici jos. Ia mă, V-Name Bullet, nu mai știu exact, CH4133. Ne luăm buletul ăsta frumos, care nu am schimb pe el, nu știu de ce dacă nu am schimb pe el, că normal, da. Dacă nu, hai să schimbăm culorile, mă. Stați așa, că revin la subiect, stați așa, că dacă tot, 6-1. E mai frumos așa. Da, mă, băieți, deci, data trecută am făcut, am pus acolo un stropul, o să aveți în descriere un stropul unde puteți să votați, dar bineînțeles să-mi spuneți și în comentarii de pe ce comunitate mă urmăriți, chiar sunt curios, frate. Să știu acolo, să am așa o evidență a mea, că nu știu și niciodată când mă las eu citeam și poate mă apuc de alt server. Da, mă, glumesc, băieți, glumesc. Dar, bineînțeles, să votați acolo și să scrieți și în secțiunea de comentarii de pe ce comunitate mă urmăriți, pentru că chiar apreciez mult de tot pe cei care nu joacă pe OG Times, de exemplu, și totuși mă urmăresc și dau like-uri, dau comentarii și așa mai departe. Deci, băieți, vă pup, frate, și vă iubesc. Deci, da? Pentru că, uite, și eu la rândul meu urmăresc de pe alte comunități și mă uit la episoade și așa mai departe, chiar dacă nu joc, știi? Deci, na, în fine. DJ Ivănescu este în direct și așteaptă cu dedicații. Ia uite, bă, așteaptă dedicații acolo, haide, forță. Bun, băieți, hai să vă dacă tot am făcut episodul ăsta și tot îmi scrieți acolo în secțiunea de comentarii și pe lângă treaba că dați un like acolo să strângem, să vedem dacă strângem iar. Bă, dacă și la episodul ăsta strângem 700, ar fi forță rău, nu știu cine e mare de familia lui, mi-a dat aici glonț în bulet. Hai să mergem până un alt, să vedem dacă avem ceva reenter, să le dăm acolo un premiu. Bă, mare bătaie de cap ce am cu clanul. Acum câteva, adică acum cât, stai mă, acum vreo 2-3 minute să zic, am scos 3 membri din clan și deja am clanul full iar. Bă, nu mai știu ce, că sunt prea mulți, cred că erau vreo 5 propuși și erau decât un singur loc. Încercăm să băgăm acolo... da, încercăm să băgăm 200 de sloturi, să vedem dacă reușim, pentru că da. Poate vă întrebați și de update-uri, o să se bage quest, o să se bage insula. Probabil prima dată o să băgăm quest-ul, după care o să băgăm insula, da? Masiv lucrează la quest, deci o să aveți quest, mă băieți, și insula, da? Stai, ce? Nu mai înțeleg nimic, băieți. Ok, vedem că avem aici ID 650. Bun, avem boss, te pup. Doamne, hai să... Tu mă fac eu poză cu băiatul acum. Gata, toată lumea face poză cu mine. Salut. Fac eu poză cu băiatul. No name, te pup. Așa, frate. Gata, mă. Am făcut poză cu băiatul. Culoarea galbenă, uite-te. Deci ca să vedeți ce spam am eu, da? Dacă mai încep și băieții de pe chat-ul helperilor să vorbească și de pe chat-ul adminilor și AD-ul și reporturi și așa, o ia rasna chat-ul, uite-te, că, da, în fine. Mare sincer, Dolorix, e ok, punk. Nu văd, pur și simplu nu văd. Zi acum că da. Bun, și așa dacă tot, vreau să vă zic așa, o istorie a serverelor, dacă pot să pun așa, cozonaci sau bezele? Cozonaci, frate, îmi plac mai mult cozonaci decât bezelele. Uai. De ce râd ăștia, mă? Bezolex, haide să spam. What? Ce-am zis? Eu cozonac, sora mea bezia. Da, ok. În fine. Ok. Da, da.
Aole, ce am, am arătat acolo un IP, dar nu trebuia să-l arăt, așa-i? L-aveam salvat, trebuia să-i dau un bad IP. Mamă, dacă și-a băiat-o acum, mamă, după episodul, nu mai stau, că n-am vrut să editez episodul ăsta, să mor, dar nu-l mai, bă, aoleu, trebuie să-i dau ăsta, ma, cum fac ăsta, mâncați-i și că dau ăsta cu flodul în el, că trebuie să-i scot, mamă, cât ce prostă-s, bă, ce prostă-s, trebuie să editez partea aia, mâncați-i sufletul tău. Ce ID? Mamă, păi, bă, de la atâta spam, nu mai știu ID-ul ăla, bă. Dar am poză cu el, stați așa, băieți, că am poză cu el, bine că am făcut poză cu el, frate. Vezi, bă, că e bună și poză la ceva. M-a ajutat în cazul acesta. Bun. Hai să vă zic așa istoria, bă, serverelor pe care am jucat. Știu că am mai făcut episoade despre asta, dar cei noi pe canal, 650, cei care sunteți noi pe canal și așa, nu știți. Așa că, bă, da, stai, mă, că tog. Lolex i-a dat-o lusorul meu. Stai, mă, că nu am dat nu am dat nici, bă, mamă, ce am dat, că nu am dat nimeni. What the fuck? Ok, transfer 650. E de la băia 10 milioane. Da, bun. Așa, mă, hai să începem cu serverele. Chiar sunt curios să văd acolo cine, ce server câștigă și după ce comunitate mă urmăriți. Așa că o să începem cu primul server unde am jucat cel mai mult, cred, sau al doilea. În fine, nu, cred, da, cel mai mult am jucat pe Bugged, da? Și istoria mea pe Bugged, nu știu, frate, de câți ani am jucat, 4-5 ani jucate pe Bugged, am fost mafiot. Deci nu am mafiot, am avut o grămadă de rang 5, co-leader și leader. Și dacă vrei să știți, bă, băieți, și nu ați văzut în episoadele mele trecute și așa, eu am făcut primul record de turf-uri pe Red Bugged, da, am avut două orașe. Primul care a avut pe Red Bugged două orașe record de turf-uri a fost Lolexanu Lider la Los Aztecas, da? Deci, ca să ne înțelegem. Și în rest am avut, deci nu știu dacă am fost în pași, nu știu, bă, cred că pe alt, uite pe ăsta, na, de ce te bagi în mine? Cred că pe... Ești cel real? Nu. Cred că pe alte conturi am fost și în alte facțiuni, dar 98% am fost doar mafiot pe Bugged. Și să stați liniștit că nu am dat cu codul, frate, am jucat corect și mă descurcam foarte, foarte bine. Bun. Lăsăm Ionelul deoparte și trecem la Link Mania. Pe Link Mania la fel am fost o grămadă de ori... mafiot, am fost acolo rank 6 de multe ori. Cred că pe Linkmania n-am fost lider, n-am fost nimic, n-am avut funcție, nici pe Bugged n-am avut funcție, nici pe Linkmania. Bine, pe Bugged am avut că am fost lider. Acolo am învățat să joc, știți foarte bine că am mai făcut episoade de genul. Următorul server ar fi... Și unde dracu am mai jucat? Bă, că n-am mai jucat niciunde. Pe OG Times. Da, știți istoria mea de pe OG Times, cred. Pe Bihood nu am jucat. Pe Nefrit nu am jucat, pe Bizon am jucat și am luat ban, dar am intrat o singură dată pe Bizon și băieții m-au banat și voi codul în consolă cu 0B32, morții ei. Da, am intrat și m-au banat băieții, am făcut episod atunci și unele persoane au zis că, că dau cu hate și așa. Nu, cu ei, am zis și am avut de zis acolo, nu, au procedat corect adminii, asta e. În fine. Opa, scuze, boss, că ești la examen și eu m-am băgat în tine, iartă-mă. Na, chiar n-am vrut. Ia stai așa să vedem 501, că ia uite, băi. A sărit cu tricicleta asta. E ok. Și în rest, pe celelalte servere nu am jucat. Stai că am sunat telefonul aici să închid. Nu știu dacă am... da, bă, pe Scarred Zone, serverul lui Masiv, bineînțeles că am avut acolo admin, blană rău de tot. Și în rest, nu am jucat pe niciun server, doar pe ăsta. Eumania, Bugged și OG Times. Ce știi viitorul ce ne rezervă? Deși, vă dați seama, frate, că... Niciodată probabil n-o să mă las de OG Times, dar chiar vreau să văd acolo în secțiunea de comentarii
Și în, acolo, în stropul, să văd de pe ce comunitate mă urmăriți, mă băieți. Și, bineînțeles, v-aș ruga să lăsați și acolo un comentariu, să vă dau o inimă. Toată lumea episodul ăsta primește inimă, mă băieți. Da, deci toată lumea care mă urmărește de pe altă comunitate și lasă acolo un comentariu și așa mai departe. Nu contează, primește acolo o inimă de la mine, o să mă uit acolo la toate comentariile. Vă promite, Lolexanu, nu contează, lăsăm acolo inimă la toți, da? Bun, bă. Cam asta o să fie cu acest episod. Asta a fost un episod mai basic, așa să aș putea să spune. Nu am făcut mare lucru, dar revenim acolo în forță cu update-uri. Să sperăm că o să poată și masiv să le facă. Și ce să vă mai zic, mă băieți, în afară că mă răstorn, ne vedem data viitoare cu un nou episod de SAM, pentru că sunteți forță și în urmă, în ultimele săptămâni, am spart norma pe canal la SAM cu like-uri, adică nu eram obișnuit cu 800 de like-uri plus 750-800 de like-uri, frate, adică enorm rău de tot. Vă pupă, Lolexanu, și ne vedem la un nou episod cu SAM, bineînțeles, numai bine, pa, pa!